România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt șanse mari ca una dintre crizele prin care trecem să se mai prelungească. Au rămas 48 de ore până când generalul Ciucă trebuie să prezinte un guvern, dar lipsa unui acord și a unui plan sunt vizibile de la distanță. Nu este clar nici măcar de unde va lua sprijin premierul desemnat. Să fie PSD? Să fie USR? Aici nu-i chiar o loterie, nu merge în oricare fel. Partidul cu care te aliezi va vrea și vede un alt tip de măsuri pentru România. Una e să ai un guvern cu accente reformatoare, cum ar fi cu USR, și alta e să ai un guvern cu accente, mai curând să zicem, legate de ajutorul social, cum ar fi cu PSD. Vedeți, PNL nu a rezolvat nici măcar această dilemă, care e fundamentală pentru modul în care se conduce un stat. Băi, unde mergem? Mai la stânga sau mai la dreapta cu guvernul ăsta? Pare să fie așa un fel de cârpeală și vedem ce s-o nimeri mai departe, da? Între timp, președintele Iohannis este preocupat de la distanță și a fost zărit la piramide în Egipt într-o vizită oficială, mă rog, mai puțin vizita la piramide. Este al doilea episod de decuplare după cel cu terenul de golf. Dar poate nu înțelegem noi situația și rotițele funcționează cum trebuie, acolo unde trebuie. Criza politică este însoțită de cea sanitară, unde singura veste bună este că lumea se vaccinează, e o cale de apărare și asta, și după ce am numit toate astea, ajungem la esența lucrurilor. O țară lăsată de izbeliște poate funcționa o perioadă, dar nu poate funcționa la nesfârșit. Cele mai mari companii din România, grupate sub numele de Romania Business Leaders, au adresat un triplu apel către biserică și presă și clasa politică să găsească acele căi care să ducă la rezolvarea multiplelor crize pe care le trăim. Iată ce spune acest apel. Am avut răbdare ca politicienii să rezolve criza politică și să se concentreze pe crizele României, dar timpul nu mai are răbdare. Domnule președinte Iohannis, e nevoie să puneți toate eforturile în formarea rapidă a unui guvern stabil care să ia măsurile de care România are nevoie. Calvarul din spitale, facturile la energie, inflația, educația lăsată de izbeliște, reforma statului, acestea sunt prioritățile românilor. Apoi acești oameni se adresează politicienilor din toate partidele ca să susțină proiectele de vaccinare, astfel încât lumea să poată munci în siguranță. Același apel este adresat către biserică și presă. Domnul Câțu nu pare foarte impresionat de această chestiune. El spune că avem o creștere economică record și că, în general, economia României se îmbunătățește. Florin Câțu adaugă că și-a respectat promisiunile de a numări taxe și impozite și sugerează că, ținând economia deschisă, chiar și cu prețul la 10.000 de îmbolnăviri, lucrurile au mers bine. Numai că prima întrebare care îmi vine în minte este: domnule, se simte această creștere economică invocată de domnul prim-ministru? Și dacă da, se simte și în buzunare și în afaceri, de ce companiile din România cer închiderea cât mai rapidă a acestor crize, dacă lor tot le merge treaba? Eu astăzi aștept la dezbatere la România în direct acea Românie muncitoare, oamenii care adaugă valoare zi de zi locului și societății în care ne aflăm. Fie că sunt angajați, fie că sunt oameni de afaceri cu angajați la rândule. Aș vrea să știu modul în care aceste crize v-au afectat, adică criza sanitară, cea politică. Poate așteptați un tip de măsuri de la guvern sau de la, știu, de la alții. Și da, vreau să știu cum se vede și această creștere economică. Așadar, 0372069599, cum se simte creșterea economică pentru afacerea ta sau locul tău de muncă? În ce fel criza politică și cea sanitară vă afectează munca? Și ce așteptați cu prioritate de la liderii politici în zilele următoare? Aș vrea să știu, măsuri politice care să ofere o doză de stabilitate sau măsuri sanitare care să vă ajute să munciți? Orice fel de măsuri sanitare, nu știu. De exemplu, poate unii dintre voi
așteaptă vaccinarea angajaților sau chestiuni de genul acesta. Sau poate ridicarea unor restricții. Așadar, 0372069599, România în direct este și pe Facebook la Radio Europa FM. Deschidem dezbaterea de astăzi cu Claudiu. Salutare, bine ai venit! Bună ziua, Cătălin. O să încerc... mă auziți? Da, te ascult. Ok, o să încerc să fiu foarte scurt. Domnul Cățu este un finanțist ca profesie. El a luat anul 2020 balanța analitică și s-a uitat în 2021, în septembrie. Și a văzut că a avut o creștere în cifre, doar în cifre, de 20-30%, cât spune dânsul. Da. Din ce se regăsește această creștere? Și am să fiu concret. Dau un exemplu. Mama mea este pensionară, suferă de mai multe boli și este dependentă de un medicament, Detralex. Anul trecut, cutia de Detralex de 90 de pastile, care îi ajungea o lună, costa 42 de lei. Acum este 87. S-a dublat, adică? Aproape s-a dublat. Da? Deci de aici vine creșterea economică. Din inflație? Adică s-au adunat bănuți la buget? Da, aha. Din inflație, fiindcă sunt și patron de un minimarket, da? Eu plătesc impozit 3% din cifra de afaceri. Uh-huh. La fel și PIB-ul lui domnul Câțu este din cifra de afaceri. Sunt doar cifre. Nu și genul, hai să vedem, maică-mea cu o pensie de 1200 de lei, care o avea și anul trecut, a câștigat ceva în plus. Ba din contra, a pierdut. Mm-hmm. Astăzi, Claudius, am încercat să fac o comandă la zahăr și vă dau un exemplu, iarăși, foarte clar. Așa. Luna trecută am luat zahărul cu 2,73 lei. Și azi, distribuitorul de zahăr mi l-a ofertat cu 3,87 lei. Este o creștere de 42%. Asta este creșterea economică a lui Cîțu. Și ție... Omul nu va mai consuma, fiindcă eu dacă mâncam o pâine înainte care costa un leu și sunt dependent de anumite medicamente, va trebui să renunț la pâinea zilnică ca să-mi cumpăr medicamentele. Și nu voi mânca o pâine pe zi, voi mânca doar un sfert de pâine, ca pe timpul lui Ceaușescu, când era raționalizat. Spuneai că ai un mic magazin. Da. Cum? Și pe ansamblu cum îți merge? Adică ție cifra foarte, de foarte, foarte prost. Așa. Da? Fiind și aproape de oraș, unde sunt hipermarketuri. Supermarketuri, da, în gen concurențial. Eu nu am cum, nu am capacitatea de a concura cu ei la prețuri. Da, este un gen business de supraviețuire. Da, singur. Sunt administrator, singurul angajat. Da, e genul supraviețuire, atât. Dar nici asta nu mai merge. Pe tine ce curentul tip de măsură? Este indiferent. Dacă aș avea un rulaj mai mare, tot atâta curent consum la spațiu alocat. Ce te-ar ajuta pe tine în perioada următoare, Claudiu? Nu știu, o plafonare a prețurilor pentru toți. Asta a venit la curent, ți-a oferit-o guvernul de la 1 noiembrie. Chiar și ție, o să mai plătești doar curentul? Nu doar la curent. Ah. Da. La gen produse de bază. Da? Eu locuiesc într-o comunitate, da? Să zicem, am potențial 80 de cumpărători. Da? Dacă dau exemplu zahărului, eu le iau cu 3,87, îi pun 20%, l-am pus 4,50 la raft. Da? Ei, se duce într-un hipermarket și îl găsește cu 3,80. Da. Unde? Se duce acolo, nu mai vine la mine. Îți înțeleg problema. Nu știu dacă o plafonare a tuturor prețurilor este posibilă, dar un ajutor atunci pentru antreprenori. Legea concurenței. Haideți pe gen zone, gen hipermarketuri, supermarketuri, să
să nu vândă sub prețul distribuitorului local. Foarte interesant. Da, fiindcă asta se întâmplă. Da. Claudiu, îți mulțumesc tare mult, am învățat ceva astăzi. Vedeți de ce crizele politice ne lovesc profund? Pentru că un tip de astfel de măsură, o discuție realmente serioasă despre cum poți ajuta afaceri mici din România, afaceri de supraviețuire, nu poate fi purtată. Suntem blocați în tot felul de alte proiecte care n-au cap și n-au coadă în momentul acesta. Nici măcar o astfel de decizie simplă nu se poate lua pentru omul ăsta. Cum să zic, s-a luat o decizie legată de plafonarea prețurilor la curent. Asta l-ajută, dar doar până la un punct. Salutare, Dan, bine ai venit la România în direct. Vă salut, bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru oportunitate. Sunt din Moren, din Dâmbovița, un județ, din păcate, care a rămas în urma multora din țară, dar necazul pleacă din mai multe direcții, din ce îmi dau seama. Și anume, în ultima perioadă, și mai precis ultimii 3 ani de zile, am eu și soția am închis business-uri de care erau pe piață cu 30 de locuri de muncă. Ai închis? Da, 30 de locuri de muncă. Lucru care, credeți-mă, mi-a fost foarte greu să iau decizia asta, dar am fost obligat, pentru că altfel mergeam din datorii în datorii. Ce făceați? Ce afacere aveați cu 30 de ani? Panificație și restaurant. Oarece bar, restaurant, ceva de genul. Am înțeles, cu restaurantul greu. Dar panificația să meargă? Pentru că nu poți să ții pasul cu timpul. De ce vă spun asta? Pentru că aici, de aici ar fi trebuit să plec cu discuția. Dacă ar fi o soluție care să remedieze ceva, singura soluție care este de fapt din totdeauna, însă bănuiesc eu că oamenii ăștia care conduc și se alternează la guvernare tot timpul, nu sunt alții, nu vor să facă, să ia măsurile respective, și anume educație. Singurul lucru pleacă de la, toate aceste necazuri pleacă de la educație. Ai scos strungurile după piață, le-ai închiriat, le-ai vândut, ai făcut ce ai vrut cu ele, dar n-ai venit în schimb cu brutari, cu cofetari, cu patiseri, cu coafeze, cu școli care sunt pe piață acum, de care ne lovim cu toții. Deci nu găsești un patiser în orașul Moreni, nu găsești un patiser de Doamne ajută, sau sunt câțiva, să zicem 4, 5, 6, dar și ăia, nu sunt nici, adică nici ei sunt calificați, deci, la o școală efectiv. Lipsa forței educația, de muncă. Școala. Lipsa forței de muncă te-a dărmat pe tine cu afacerea ta? Evident, evident, lipsa forței de muncă calificate. Pentru că hai să spunem că mai găsești câte 1, 2, 3, cu toate că vă spun, e dezastru în ce înseamnă forța de muncă, cam pe peste tot în țară. Nu găsești efectiv mecanici, nu găsești covrigari, patiseri, nu găsești efectiv. Suntem terminați din punctul ăsta de vedere. Dacă mă întrebați pe mine, singurul lucru care n-ar mai salva, exact, sunt aceste ateliere, aceste școli profesionale care lipsesc și au fost puse pe butuci, cred că intenționat, pentru că, hai să zicem, ok, le-ai pus pe butuci, fă altele, vine este o mirare și pentru mine. Lipsa acestor școli profesionale, acestor licee profesionale, spuneți-le cum vreți, dispariția lor a făcut să dispară o mare parte din antreprenorii din România. Și azi ce faci, Dane? Cu ce te ocupi? Din ce trăiești după ce ți-ai închis afacerea? Am reușit să punem pe picioare o patiserie de nivel mai mic. Mm-hmm. Și dacă mă întrebați cum, vă spun că numai cu eforturi fantastice, adică soția se spală în fiecare zi la 4 dimineața, ok, nu este un efort fantastic, pentru că trebuie să ții un business în picioare, dar și asta e natura acestei meserii, lucrul se face de vreme, pentru ca să poți avea continuitate, vânzare, chestii, socoteli, să meargă treaba. Deci trebuie să faci dimineața de vreme toate aceste lucruri. Nu asta e problema. Ce fac eu? Soluțiile. Soluțiile sunt simple. Numai că nu vor să se aplece asupra lor aceste guverne. Nici nu știu că mi-e urât să jignesc. E foarte ușor să vorbești urât. Care dar guvern? Oamenii sunt incapabili.
incapabil, adică nu poți, indiferent de guvern, nu poți să vii să nu pui bazele pe educație, nu poți să vii să nu te uiți la taxe și impozite, adică faci comparație cu vestul, dar acolo oamenii câștigă 2500, 3000, 4000, 5000 de euro pe lună în Suedia, oamenii lucrează 6 ore pe zi, nu sunt stresați, sunt bucuroși. La noi nu, noi trebuie să ținem un stat stufos, format din 3000 și ceva de primării. Gândiți-vă câți angajați, scuzați-mi expresia, uite, vreau să-ți dau o certitudine în momentul ăsta, Dane, și îți mulțumesc că ți-am înțeles necazul. Vreau să-ți dau următoarea certitudine. Nici următorul guvern nu va răspunde la aceste două lucruri pe care le-ai numit, da? Școlile profesionale pe care le dorești și micșorarea statului. Nu va răspunde pentru că nu are mandatul ăsta. Ceea ce vedeți este doar o peticeală și împărțirea unor funcții. Asta se întâmplă în momentul acesta. Iar economia crește așa, de la sine, pentru că trebuia să-și revină de undeva. Astăzi v-am întrebat la România în direct în ce fel creșterea economică trâmbițată se vede la voi, da? Și în ce fel crizele politice și sanitare vă afectează afacerile și locurile de muncă. 0372069599. Silviu a venit la Europa FM. Salutare, Silviu! Salut, Cătălin, toată stima, și să continui ce a vorbit antelocutorul nostru. Da, într-adevăr, la mine creșterea economică e la mine. Bănuiesc că la mulți tineri din țara asta pe care, în care trăim și în țara să trăim, este pe minus. Nu știu ce vede domnul Cățu, creșterea asta economică. Ai explicat, Claudiu, inflație, bani mai mulți, știi tu, arată mai bine. E mai umflat cozonat. Nu, Cătălin, scuze, dar bani mai mulți unde? La în scripte. În scripte, ah, în scripte. Mulțumesc frumos. Din păcate, eu sunt cu picioarele pe pământ și în fiecare an să-mi plătesc dările și ratele la bancă și nu pot să mă duc să înșiru niște cifre acolo fără să... Ce faci? Să cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi? Lucrez în domeniul vânzărilor. Din păcate, mi se înfilipează din ce în ce mai mult faptul de a pleca din țara asta. Sunt foarte dezamăgit. Am mai dat o dată cu tine în discuție când am vorbit de BNR, de Tutankhamonii de acolo. Așa. Și se pare că se contează până la urmă evadarea mea din țara asta. Din păcate. Toate că am o vârstă, am 40 de ani, am un copil mai mare, unul mai mic. Se pare că nu prea mai avem nicio șansă. Ți-a picat afacerea? Nu merge treaba? Nu se învârte roata? Business-ul merge, sincer, ca și angajat în țara aceasta, nu răspunde. Adică, indiferent cât ți-ai face planul și ai vinde, te omoară prețurile. Adică, Dumnezeule, uite la cursul euro. Am rată în euro. Am dorit o casă. Am făcut o rată la bancă, ca tot omul. Nu-ți mai spun că mă lovesc de sistemul bancar de România, care, vorba aceea, te duci să... Știi cum e? Începi un parteneria cu ei în momentul când faci un credit și pe parcurs vezi că se schimbă și vrei să duci, să reduci bani în plus, să te ajute să schimbi o ipotecă, nu te ajută și multe altele. Din păcate, țara asta nu știu dacă se mai vindecă. Asta era, de fapt, era o întrebare către tine. Când crezi că se va reforma sistemul ăsta din România? Că tot vorbim de el și nu crede-mă cred. Că ascult Europa FM de foarte mulți ani. Nu cred că se va reforma nici foarte repede, nici foarte ușor. Cred că deocamdată o să vedem niște insule de mai mică sau mai mare bunăstare sau mai mare sau mai mică normalitate. Asta e tot ce putem vedea la nivelul vieților noastre. Păi da, da, și... acum scuză-mă, dar e o întrebare. În insula asta cine trăiește? Da, românii. Bună întrebare. Spune-mi cât ai rată, fii atent, Silviu. Cât ți-a crescut rata de la... Mă rog, de când a început să meargă inflația asta? Mai știi cât plăteai acum un an și cât plătești acum? Deci undeva la vreo 30 de euro tot e în plus, ca idee. Aha. E așa, 150 nu de lei. Nu este mult. Ideea e că am o rată de 500 de euro pe lună. Da. Deci acum plătesc undeva la 530. Bine, eu plăteam mai mult, ca idee, știi? Tot să închid acest credit, știi? Da, bine, lăsând rata la o parte, toate s-au scumpit, asta e problema. Deci am copil de 20 de ani, am fată de 20 de ani, am copil de 9 ani, două fete. Se vede tot, adică tot ce faci, se vede, nu te mai ajungi cu venitul. Adică, bine, nu mă plâng, trăiesc modest, ok. Dar modestia asta o faci cu foarte multe sacrificii. Și cum spunea și antelocutorul nostru, păi,
în țările din Occident, frate, ceea ce fac eu sau ceea ce face antelocutorul meu, sunt acolo și duc niște vieți foarte liniștite. Adică, frate, îmi permis să mă duc, de exemplu, weekendul ăsta să mă duc să stau la un all inclusiv, 3 zile cu familia. Dar noi în România nu poți, din păcate. Fiindcă pleci weekendul ăsta și probabil zici, bă, dar trebuie să dai de undeva, știi? Da, asta e descrierea situației. Silviu, îți mulțumesc. Cristian, salutare, ai venit la România în direct. Tu ce aștepți? Adică o măsură politică sau una sanitară în perioada următoare? Salut, Cătălin, mă auzi? Te ascult. Eu aș vedea în continuare o măsură tot economică. Adică eu din partea mea avem o mică afacere online de ceva timp și dinainte de criză ne-a prins criza aici și datorită faptului că eram aici, oarecum lucrurile au mers destul de bine. De la stat, oricum, am reușit să accesăm și un IMM Invest, care o să plătim dobândă doar începând cu anul următor, ceea ce este foarte ok, adică chiar am simțit măsurile luate de guvernul Câțu. Mm-hmm. Acum, eu aș vrea mai mult un pic sprijin în zona de logistică, de exemplu. Statul român nu este implicat niciun fel într-o relație cu vecinii noștri. De exemplu, mie mi-ar fi foarte ușor să vând o grămadă de produse și poate nu numai eu și alții în țări precum Ucraina, care sunt în dezvoltare, în țări precum Bulgaria, Serbia. Transportul nostru prin poșta română, de exemplu, este mult mai scump în Ucraina, este de 3 ori mai mult decât ar merge în Germania. Nu este posibil. Nu înțeleg de ce poșta română, de exemplu, sau guvernul nostru nu stabilește o relație cu Ucraina să facă un schimb, să înființeze un oficiu, un depozit logistic pe graniță, unde noi să trecem produsele și mai departe să le distribuie. Noi, statul român nu ne încurajează pe noi să ne putem dezvolta. Iar mai mult de atâta, mă auzi? Te ascult, sunt foarte interesat de ce spui. Iar mai mult de atât, în vară, nu știu dacă știi, la noi în presă nu prea s-a pus accent pe lucrul ăsta, Uniunea Europeană a creat un nou sistem de colectare TVA, se cheamă One Stop Shop, în care noi suntem obligați să plătim diferența de TVA pe produsele pe care le vindem către persoanele din UE, într-un cont către statul român, iar statul român va deconta acest TVA. Iar eu nu voi mai deduce nimic din acest TVA, care pentru mine însemnau niște deduceri până acum. Practic, Uniunea Europeană și-a protejat frumos cetățenilor. Rămân, de exemplu, discutăm, păi, în Germania are TVA ca și noi, 19%. Dar discutăm de Olanda, de exemplu, care are 22%. Un cetățean din Olanda care va cumpăra de la mine un produs, eu sunt obligat să-i vând cu TVA-ul de Olanda. Nu mai vând cu TVA de România. Și cu diferența pe care o colectez, o voi colecta la 3 luni, o voi vărsa către un oficiu nou înființat în cadrul ANAF, care îți dai seama cum funcționează de la început și ce probleme am avut. Ne-a luat în contabilitate 2 săptămâni să reușim să facem prima plată către ei. Când te uiți la povestea din fața noastră, de la care am pornit, de la chinurile facerii acestui guvern, de la absența politică strălucitoare a președintelui, de la apelul făcut de marile companii din România, ai vreun firicel de speranță că problemele concrete pe care le ai tu vor găsi un răspuns? Nu. Nu. Deci eu din punctul meu de vedere, deci vreau să spun așa, eu am, revoluția m-a prins aproape în pragul majoratului. N-am fost niciodată un votant PSD, dar singurul partid care a luat măsuri sociale și care a ajutat economia în țară asta a fost PSD-ul în ultimul timp. N-am putut, și în ultimul timp ce am văzut, au ajuns cei de la UDMR să le spună prin Parlament, vedeți că vine criza energetică, luați măsuri. Ai noștri nu iau nimic, ai noștri știu de treaba lor. Iar Iohannis, eu am avut legături cu Sibiu înainte, Iohannis era o mare dezamăgire și pentru sibieni dinainte. Iohannis a fost genul ăsta pe care, Iohannis nu s-a schimbat, ăsta este Iohannis. Iohannis în ultimii se comportă la fel cum s-a comportat și Sibiu. Era, la Iohannis nu se ajungea, Iohannis n-a stat vorbă cu oamenii. Îmi pare rău. Asta s-a întâmplat în perioada asta. Noi, singurii care mai țin la România, sunt UDMR-ul, pentru că își dau seama că nici ei nu vor la Orban, săraci. Cum sună asta, da. Hai zice, până la urmă sunt cetățeni români și mulți dintre ei sunt politicieni responsabili și buni, deci, să știi. Deci sunt ochii la jos pălăria și pentru Kelemen Hunor, trebuie să spunem.
sunt cei mai buni politicieni în perioada asta de criză pe care a avut România. Da. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc tare mult. Da. Mă gândesc că... Da, hai să votăm, domnule, UDMR-ul până la urmă. Da, cu UDMR-ul ar fi mai stabil. Noi nu putem să votăm UDMR-ul din cauza că sunt maghiari, nu? Dar sunt tot români și dacă oamenii sunt pricepuți, poate ne-ar trebui un guvern UDMR până la urmă, cum zice ascultătorul nostru în momentul ăsta. Sorin, salutare, ești la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua! Păi, apropo de UDMR și guvernul UDMR, nu a fost propunerea lui Kelemen Hunor 6 luni de zile guvern minoritar UDMR să ia ei toate bobârnacele și lumea să, mă rog, să se ajute să ieșim din criza asta? A fost și eu, oricum și-ar lua 5% la alegerile viitoare, că așa e momentul cu ei. Ce mă face să cred că s-ar fi putut să ia chiar și 7-8%. Dom'le, dacă sunt românii mulțumiți, să nu fi luat mai mult. Spune-mi în ce domeniu lucrezi, ca să știm de unde pornim discuția asta. Domeniul topografie, cadastru, construcții. S-a stricat... Mica afacere privată. S-a stricat treaba și la voi sau duduie economia? Nu s-a stricat. N-aș putea spune că s-a stricat. Dar în continuare merge și mai bine și mai rău ca peste tot. A mers și mai bine, dar a mers și mai puțin bine. Și ca în toată țara, 2010 a fost o perioadă proastă. Anul trecut în pandemie totuși s-a mers, pentru că sunt legat și de sectorul construcțiilor, care de bine de rău a mers, a produs, a făcut. Mai departe, criză este, dar eu vin acum de undeva din provincie, 200 de kilometri de București. Vreau să spun că prețul benzinei, care este între 6 lei jumate și 7 lei, pe șosele nu se vede, pentru că este aglomerație. Ceea ce mă face să presupun că rulajul autovehicolelor are în spate și o activitate economică. Pentru că dacă ne întoarcem în perioada 2010, vedem că atunci când scăzuse activitatea economică drastic, șoselele erau cam pustii. Okay. Că profită benzinarii și cresc excesiv prețurile, asta este altă poveste. Da, aici e o situație și pe plan mondial, e enorm de complicată, dar sigur că orice guvern are răspunsuri. Deci tu ești cam primul care vine cu o veste bună? Să nu-mi spui că ți intră și mai mulți bani în casă? N-aș putea zice că intră mai mult sau mai puțin, aș putea zice că nu resimt efecte economice. Și haideți să punem totuși un pic o ordine în lucruri. Există activități economice care au fost afectate foarte puternic de criză, vis-a-vis de interlocutorii dinaintea mea, dar au fost și sectoare care nu au fost foarte afectate de criză. Da. Din diverse motive. De exemplu? N-are rost să le enumerăm. Am zis unul. Și mai sunt încă vreo câteva care eu am văzut că au mers. Da, economia se redistribuie, da? Uite, companiile medicale, de asemenea companiile de curierat au mers foarte bine, adică le-au crescut profiturile față de anii trecuți. Sigur sunt excepții, sunt munții, sunt vârfurile munților, da. Este Himalaya. Hai să vorbim de activități productive. Eu nu pot spune că sunt chiar productiv, sunt în domeniul serviciilor. Dar cu serviciile se adună PIB-ul. Nu cu mari producători de mașini, nu cu mari producători extractivi și așa mai departe. PIB-ul sunt cei mulți. Una este un milion de activități economice care au un profit de 3%. Da? Și se adună câte 2, câte 3%. Și nu mă refer la inflație. Inflația, într-adevăr, se duce în altă parte. Există un lucru concret pe care îl aștepți în numeroasele crize? O să vină un guvern, care o fi? Că vine domnul Ciucă. Și a spus dumneavoastră că nu se va face în veci în România. Ce? Statul este mult prea... stufos? Dimensionat, supradimensionat. Câtă vreme să ai... Și mai ales când aud că sunt unele activități din subordinea statului care se vând, se plâng că n-au angajați, e un pic pentru că digitalizare
și mobilitate în domeniul angajaților publici. Da. Uite, asta este marele lucru de care chiar avem nevoie. Dacă ar fi mai puțini, îți mulțumesc, dacă ar fi mai puțini angajați la stat, oare și-ar găsi de lucru la companiile private? Stau să mă întreb. Nelu, salutare! Ești la România în direct. Astăzi vedem dacă multiplele crize se simt în economie sau dacă are domnul Câțu dreptate. Merge treaba brici. Nelu. L-am pierdut, nu vorbește Nelu, nu mai e acolo. Ionuț, salutare! Bine ai venit la România în direct. Bună ziua! De unde ne suni? Din București sunt. Da, aici merge de treaba bine. De fapt, vă sunt de pe drumurile patriei din București, locuiesc. Așa. Lucrez la o firmă care are sediu în România, dar își desfășoară activitatea în afara țării, mai concret într-o firmă de transport, sunt șofer. Și sunt unul dintre norocoșii care, de când a început pandemia, pot să zic că a mers nu bine, ci foarte bine în diferență față de ceilalți ani. Da? Da. Cum așa? Asta pentru că activitatea se desfășoară în proporție de 99% în afara granițelor. Păi și aici pentru colegii tăi care au rămas prin România la fel de bine merge treaba? Nu știu să vă spun de colegii care lucrează. Practic, eu salariu îmi iau în țara asta și mai mult aici îl cheltui. Plecările sunt periodice, după care mă întorc acasă și banii tot în România îi cheltui în mare majoritate. Acum, ce mă aștept de la guvern, și guvernul Câțu și ce guvern va mai veni, va fi exact ca atunci când dai zăpada și este prea multă și n-ai ce să faci. Și ce faci? O dai mai în față, mai în față, mai în față, până trece timpul și te gândești că vine primăvara și o topește. Exact așa face și guvernul. Ce? Cu problemele pe care le avem în față, bănuiesc. Despre asta ar trebui să fie vorba. Exact. Nimeni nu vine cu o soluție concretă și să zică, domne, pentru un domeniu vom face asta. Este un plan pe 2 ani, pe 5 ani. Vrem să facem un lucru. Nu. Totul ce se întâmplă, așteptăm o rectificare bugetară. Așteptăm o rectificare bugetară. Vedem ce s-a cheltuit, ce nu s-a cheltuit. Mai facem o următoare rectificare bugetară. Vedem că a trecut anul. Da. Asta e. În România, ai zis bine, cine s-a pus în fruntea bucatelor, asta face, împarte bani. În rest, nu ia niciun tip de măsuri care să deranjeze populația sau să o rearanjeze pe un alt curs, măsuri care ar fi necesare să mai punem un ban peste ban acolo. De fapt, despre asta e vorba în momentul acesta. Spune-mi, Ionuț, dacă lucrurile merg atât de bine, intenționezi să mai rămâi multă vreme aici sau te gândești că poți pleca în afară, dacă tot acolo e? De 6 ani lucrez în domeniul acesta și, din păcate, cei care încă nu au fost afară au o părere mult prea bună față de ce se întâmplă dincolo de granițe. Nici pe acolo treaba nu este roz, dar e mai roz ca în România. În sensul că există niște acțiuni concrete față de cetățean. Practic, nu te lasă să mor de foame. În România, dacă te descurci și dai din coate, este bine. Dacă nu, încerci să te reorganizezi. Încercarea asta de reorganizare fără a avea o... a trece printr-o școală, nu face altceva decât să denote personal necalificat, pentru că practic el trebuie să muncească undeva să-și întrețină o familie. Nu are timp să se recalifice și recalificările care se fac mai mult pe hârtie, din pix, din creion. Gata, am făcut niște, nu știu, dau un exemplu din habar n-am, din strungare am făcut brutal. Da, nu i-am făcut, că a zis ascultătorul nostru mai devreme că era bine dacă îi făceam. Da, pe hârtie sunt. Da, pe hârtie sunt, da, ai dreptate. Îți mulțumesc, drum bun acolo. Mă bucur că există oameni care se descurcă foarte bine,
Mă bucur că sunt unii care simt ceva mai mult în buzunare, de care și domnul Cățu dreptate. Din când în când prea l-am criticat, dar rostul este să te uiți echilibrat. Ioan, salutare, ești la România în direct. O zi bună să aveți și vreau să vă spun de la început că sunt un fidel ascultător, mai ales că circul foarte mult. Am transmis redacției și poziția pe care o am ca să facem o legătură în a vedea că pot face comentarii cât de cât avizate legate de mediul de afaceri. Sunt președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român. Este prima confederație patronală înființată în România și acum mă îndrept către Argeș, unde mâine al 27-lea județ din România, organizațiile patronale și corpurile profesionale se vor aduna și vor semna un acord de parteneriat. De ce spun acest lucru? Pentru ca să înțelegeți că ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri mi este foarte cunoscut. Din 2017 am început un turneu național și am vizitat 27 de județe până unde acum suntem? Și sunt la curent. Unde suntem? Suntem într-o criză pe care nu putem să acceptăm ca oameni de afaceri că nu poate fi rezolvată. Și aici vorbesc de criza politică, în primul rând. Și nu există termenul de nu poate fi rezolvată. Această criză trebuie și poate fi rezolvată cu voință. Și elementul principal, pentru că toată lumea acum se plânge că există aceste greutăți, aceste apăsări, elementul cheie acum este președintele României. Acum, ca mai mult ca niciodată, trebuie să-și intre în rolul de moderator și trebuie să decidă că nu mai există amânare, că nu mai există posibilitatea de a mai tergiversa lucrurile, ci există posibilitatea de a chema pe toți liderii politici, vorbim de cei parlamentari, de a-i pune față în față și de a găsi soluție. Și sunt două soluții clare. Asta... Două soluții clare și nu trebuie să filozofăm foarte mult. Este filozofia aceasta de a se reface coaliția, adică soluția 1, refacerea coaliției, sau dacă nu, un guvern de tehnocrați susținut de toate partidele politice care să ajungă la un consens măcar pe o perioadă limitată. Înțeleg că nu vă place PSD-ul, dar spune-mi un lucru. Nu. Din punct de vedere, nu. Era o ironie. Nu, era o ironie, las-o așa. Din punct de vedere al Uniunii pe care o conduci, domnule, care e prima măsură economică pe care o așteptați voi? Că de la asta pornisem discuția asta. Ceea ce se întâmplă acum, în primul și în primul rând, trebuie onorate acele granturi și acele ajutoare pe care, de care s-a vorbit pentru firmele care au fost afectate. Încă sunt mari restanțe pentru companii care au aplicat pentru a fi susținute. Vorbim de aici de Horeca, vorbim nu numai de aici, ci și din alte domenii, transportul și așa mai departe. Deci în primul și în primul rând să am se reținut, ajungă la zi. Am reținut. Vedeți, domnul Ciucă, nu știu ce faceți, domnul Câțu, domnul Ciolacu, domnul Cioloș, a zis, domnule, întorceți-vă la treabă, că oamenii ăștia chiar au treabă. Eu nu știu cu ce vă ocupați dumneavoastră, dar România asta muncitoare chiar are treabă. România în direct de astăzi se încheie aici. Mâine e deșteptarea României. Vine la noi Clotilde Armand. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.